Dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Dacă sunteți pentru prima dată aici, numele meu este Amalia și mă bucur foarte tare să vă am alături. În videoul de astăzi avem empties, foarte multe empties. O să fie un video foarte lung, vă anunț de pe acum, așa dacă doriți să vă luați o cafea, un ceai, un ceva lângă voi, vă invit cu mare drag. Ce vreau să vă spun, un mic disclaimer de început. Aceste produse nu le-am terminat într-o singură lună. Sunt produse care au fost începute acum câteva luni, unele dintre ele, și s-au terminat fix în acest moment. A trecut ceva timp, cred că undeva la 2 luni de când am făcut ultimul empties. Și am să încep cu produsele pentru casă, produse de curățenie și așa mai departe. Am în primul rând acest saci menajer de la Carrefour de mărime mică pentru coșul de gunoi de la baie. Am cumpărat, să știți că sunt de foarte bună calitate, am rămas uimită. Sunt foarte bun și au un preț destul de mic. Văd că ăsta e puțin murdar. Un săpun lichid de la Dove, acesta este cu nucă de cocos și cu lapte de migdal. Mi-a plăcut foarte mult atât mirosul cât și nivelul de hidratare. Hidratează foarte, foarte bine acest săpun și cu siguranță am să recumpăr. De la Domol, un brand care se găsește în magazinele Rossmann, am cumpărat această soluție pentru desfundatul țevilor. Eu am avut o problemă cu țevile de la bucătărie, așa că de atunci cumpăr genul acesta de produs și îl folosesc cam o dată la 2 luni, să zic așa. Din acea sticlă merge să folosești de 2 ori. Un difuzor din acela cu bețișoare de la Green World. Acesta este. A fost cu oriental, cu miros oriental. Într-adevăr, pot să spun că are cumva un miros oriental, nu extrem de condimentat. Mi-a plăcut foarte mult, a ținut o lungă perioadă de timp, a mirosit, s-a simțit mirosul în cameră, cu siguranță o să mai recumpăr, dar nu neapărat acest miros, am văzut că au ceva luxury și sunt curioasă să văd cum miroase luxul pentru anumite persoane, cele care au făcut aceste difuzoare. De la Bella Maison am avut niște lumânări din acelea mici rotunde cu patchouli, deși miroseau foarte bine în această cutie, când le-am aprins nu s-a simțit absolut deloc mirosul în casă, deloc, deci nici dacă te duceai cu nasul deasupra lor nu se simțea absolut nimic, n-am să le mai recumpăr, dar în schimb am să cumpăr de la ei acel difuzor cu bețișoare cu miros de patchouli pentru că place foarte mult, aduce parfumul Angel de la Mugler. O soluție pentru stainless steel. Nu a fost bună de nimic, am aruncat-o la chiuvetă, restul ce mai era și o să arunc recipientul. E de la Natural The Solution Eye Pro Stainless Steel Shiner and Protector. Lăsa urme pe frigider, am încercat, pe aragaz nu mi-a plăcut și a costat și destul de mult bănuți. Asta este. De la Rossmann, hârtie igienică umedă. Aceasta este sensitive din gama de lux, adică se poate arunca și în vasul de toaletă. Și îmi plac foarte mult, sunt fără parfum acestea. De la brandul Solo am avut niște șervețele umede, 90 de bucăți au fost aici, destul de bunicele, mi-au plăcut și mi-a plăcut și mirosul, cred că o să le mai recumpăr în viitor, nu neapărat acum. Aici am avut un gel care acest recipient se pune în frigider, iar acest gel absorbe mirosurile neplăcute care pot apărea după un anumit timp în frigider, mă rog, din diferite motive. A funcționat, nu în totalitate, că la un moment dat am avut niște kimchi în frigider și mirosea foarte, foarte rău, dar să știți că a ajutat și asta contează. Tot de la Louis Rossmann, hârtie igienică umedă, aceasta este cu un deșea. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place mirosul la nebunie, mult mai mult decât țeva, aceea care este cu migdale în România. Șervețele normale, eu le-am folosit să mă șterg pe față după ce mă spăl, tot de la Rossmann au fost acestea și au fost din hârtie reciclată, mi-au plăcut foarte mult. Aici am avut bureți pentru vase, au fost 5 pachete de la un supermarket Migros, brand propriu, au fost ok, nu pot să zic că... Așa, nu știu dacă o să-i mai recumpăr. Saci menajer, 15 bucăți de mărime medie de la brandul acesta Cook. Nu mi-au plăcut, ținând cont că sunt puțin peste medie ca și preț.
mi s-au părut cam subțirei, nu știu dacă o să mai recumpăr. Tot de la Rossmann, de la brandul Isana, am avut bețișoare de urechi care erau făcute din, mă rog, avea partea aceea de bumbac care intră în ureche, dar bețișorul era făcut din carton, din hârtie, nu era făcut din plastic. Tot de la Isana am avut 500 de mililitri, aceasta este o rezervă, de săpun pentru mâini cu lapte și cu miere. Mie îmi plăceau foarte mult săpunurile lor, dar nu știu ce s-a întâmplat, acesta mi-a uscat mâinile în prostie, deci abia așteptam să scap de el și n-avea niciun miros plăcut, rămânea apoi un miros cumva vegetal pe mâini, nu știu, ulei vegetal miroseau mâinile. Tot de la Rossmann Rubin Light, mai puțin că nu prea focusează, greu cu focusul, mă focusează pe mine. În fine, este o lumânare citronela care mirosea foarte bine în recipient, mirosea lămâie, ternica lămâie, dar când am ars-o să știți că nu m-a mirosit deloc, deci nu o să mai cumpăr. Eu o să rămân cu lumânare de la Bath & Body Works, sunt cele mai bune. De la Carrefour, pentru mașina de spălat vase am avut acest detergent, 50 de tablete, nu mi-a plăcut, nu o să-l mai recumpăr, am rămas puțin șocată, nu spăla suficient de bine vasele, dar am spus să încerc pentru că avea un preț foarte bun și dacă ar fi fost ok, era un câștig pentru el, dar n-a fost să fie. Tot de la Cook, saci menajeri, 15 bucăți, aceștia au fost cu miros de măr, de flori de măr. Au mirosit bine, dar v-am spus, calitatea lor nu e tocmai bună. Bargello, difuzor cu bețișoare, cu miros de lemn, ceva lemnos, în fine. Nu vi recomand sub nicio formă. Este un recipient mic, prețul este cât unul de 100 de mililitri, al acesta cred că a avut 50, da, 50 de mililitri. Să vă dau un close-up. Deci nu se simte deloc mirosul. S-a consumat în 2 săptămâni și nici nu am simțit că l-am în cameră. Doar dacă mă ceam foarte aproape de el, da? Ce sens are că doar nu mă duc să stau cu nasul în odorizantul de cameră, zic și eu. De la Vismat, nu știu cum se pronunță acest brand, soluție pentru ștersul geamurilor, cu miros tropical. Sincer, nu mi-a mirosit absolut deloc a tropical, mi-a mirosit a soluției în aceea universală pentru geamuri. A curățat bine, dar din prisma mirosului nu o să mai recumpăr acest produs. De la Frosch, un detergent de vase manual. Acesta era pentru piele sensibilă, fără parfum. Mi-a uscat mâinile, nu știu de ce. Foarte tare mi-a uscat mâinile. Cu siguranță nu o să mai recumpăr. Este al doilea produs Frosch, detergent de vase, care mi usucă mâinile într-un hal de nedescris. Și nu cred că o să mai recumpăr produse, detergenți de vase de la ei. Siveno este un brand în Turcia care fac produse gen naturale, mai spre naturale, că orice produs trebuie să aibă acolo și ceva sintetic. Acesta era cu miros de lavandă și nu mi-a plăcut absolut deloc, deci este unul dintre cele mai proaste săpunuri lichide pentru mâini. Mi-a uscat mâinile într-un hal de nedescris, iar mă repet, trebuie să scot neapărat cuvântul ăsta de nedescris, iar mirosul a fost urât, adică mirosea urât, te așteptai să miroasă o lavandă, mirosea un ulei de floarea soarelui în care a stat foarte mult timp o lavandă și a făcut mucegai. Deci exact așa pot să-l descriu, cu siguranță nu o să-l mai recumpăr. Ups. Vanish pentru îndepărtarea petelor, acesta roz, cred că toată lumea știe, este un produs care nu-mi lipsește din casă și care își face treaba foarte, foarte bine, mai ales cu petele noi, adică dacă, de exemplu, dai ceva pe tine ce pătează și în momentul 2, bluza sau, mă rog, fața de masă sau ce-o fi, pui niște veniș pe aia și o lași puțin la mâna și apoi o bagi la mașina de spălat, cu siguranță va îndepărta petele. Dacă mai mi s-a întâmplat să am și pete de foarte mult timp pe care am uitat să aplic acest veniș și să le spăl când trebuia, acelea n-au mai ieșit, de exemplu, macea. Macea mi-am pătat o față de masă cu macea și aia a fost să fie. A fost și vina mea că nu m-am grăbit, am uitat de fața de masă, am pus o mașină de spălat și a rămas acolo. Persil Premium. Acesta era, cred că știți din videourile anterioare, era detergentul meu de rufe
favorit, mi se părea că miroase bine, spală extrem de bine, dar între timp nu știu ce s-a întâmplat, i-au schimbat formula, habar n-am, dar nu mai curăță, deci nu mai spăla hainele cum trebuie, așa că acesta va fi ultimul bidon pe care o să mai folosesc, am la pauză, acum am Ariel Oxy Action. Ariel Oxygen, Oxy, ceva Ariel Oxy și sunt foarte mulțumită. Poate o să mai revin în viitor să văd dacă o să mai fie cât de cât ok. De la Carrefour pungi, 50 de bucăți au fost aici, 20 cu 30 de centimetri, foarte bune, calitative, preț imbatabil, n-am nimic de rău de zis. De la ABC, un balsam de rufe cu miros de Dali. Mirosea foarte bine în sticlă, dar nu mi se părea că se mai simte mirosul atunci când se uscau hainele. În schimb, hainele erau foarte moi la atingere. O să încerc să mai cumpăr de la acest brand ABC, poate cu alt gen de mirosuri, poate o să-mi placă mai mult. Dar v-am spus, în sticlă mirosea foarte, foarte bine și foarte diferit față ceea ce se găsește pe piață în momentul acesta. Și am spus că nu să vă mai arăt o cheie igienică, dar dacă locuiți cumva în Turcia, că mai am și persoane care locuiesc în Turcia, această cheie igienică de la Papia cu bujor, mă rog, eu zic aici cu parfum, dar e un bujor desenat aici, miroase extraordinar de bine, îmi place la nebunie și acum am să umplu din nou această cutie cu produse de îngrijire, atât a tenului cât și a corpului, să ridic un pic camera că văd că mă vedeți de la sprâncene de în jos. Mi-am umplut cutia și am observat că am scăpat câteva produse pentru casă. O să vi le arăt și pe acelea aici. N-am ce să fac, din greșeală se mai întâmplă. De exemplu, acest silan cu miros de lalele mi-a plăcut foarte mult. Avea un miros fresh spre floral. Mai puțin floral și mai mult fresh, dar pentru vară, primăvară, mi se pare un miros foarte, foarte bun. Absorbante de la Always. Acestea aici se numesc Orchid, dar e una și aceeași, fără parfum a fost acestea și fără colorant, 0%. Sunt ok, puțin cam grosuțe pentru gustul meu, dar au fost ok, n-am ce să zic. De la prima este de fapt Pampers, șervețele umede, 52 de bucăți, le-am luat pentru că erau la discount, normal sunt destul de scumpe în Turcia, nu știu în România cât sunt, nu m-am uitat. Nu prea mi-au plăcut. Erau groase, nimic de zis, n-aveau miros pentru că sunt pentru piele sensibilă, dar erau foarte micuțe, cam atât erau un șervețel și nu știu, parcă înainte mi-am uitat că erau mai mari, acum mi s-au părut mici, motivul acesta nu cred că o să mai recumpăr. Mai am încă un pachet pe care nu l-am început pentru că au fost 3, dar după aceea nu cred că o să le mai recumpăr. Un produs care mie mi-a plăcut foarte mult și a fost multă vreme favoritul meu, această loțiune pentru igiena intimă, de fapt este un gel spumă, o spumă pentru igiena intimă de la Rossmann, Soft and Care, care mie îmi place foarte mult, încă îmi place, dar momentan n-am să schimb, are un pH de 3,8 și m-am înțeles foarte bine cu acest produs. De la Misha o mască de față, numai puțin să vă arăt așa, că nu cap produsele cu totul în cadru. Acesta este cu tanin, cred că tanină, tianină, nu știu, în mână. Normal trebuia să curețe porii și să scurețe fața. Mi s-a părut că am fața ceva mai curățată, dar am avut mămăși mult mai bune de atât și a costat destul de mulți bănuți, așa că nu cred că o să o mai recumpăr. De la Isana am luat această cremă cu Q10 din magazinul Rossmann. Eu, sincer, am luat-o pentru față, dar apoi am văzut că era pentru zona decolteului. Când am cumpărat-o, n-am citit. Am văzut crema așa că arată, nu m-am gândit că ar putea să fie pentru decolteu. Am folosit-o la început pe față, după care, mai puțin chiar îmi cade camera, după care, nu știu cum am uitat și scria aici ceva cu decolteu. Decolte, mus și zic wow, da, m-am dat pe față cu ea, a fost pusă și pe față, ce să zic, ca și cremă pentru decolteu, nu știu ce aș putea să vă spun, mie nu mi se pare sincer o diferență între cremele normale, loțiunile pentru corp și produsele care sunt destinate zonei decolteului, nu am văzut nicio diferență din acest punct de vedere. De la Bath & Body Works Golden Sunflower,
Nu prea îmi focusează deloc camera aceasta, nu știu de ce. Și mai bate și lumina. Mi-a plăcut, eu inițial am mirosit acest Golden Sunflower în lumânare, nu am mirosit produsele de corp. Produsele de corp am cumpărat aceste produse de pe internet și, sincer, este puțin diferit mirosul în produsele destinate corpului comparativ cu lumânarea. Mi-a plăcut mai mult lumânarea și acesta mi-a plăcut, doar că nu mai puțin să repar camera asta cumva, că nu-mi place deloc cum se vede. Haideți că astăzi am probleme tehnice, deci îmi tot pică camera, nu știu de ce, nu mai stă cum trebuie. Ce vă spuneam, aceste produse de la Bath & Body Works, eu de obicei îmi luam loțiunile lor de corp. Aceasta a fost prima dată când am încercat cremele lor de corp. Sunt foarte grase, dar nu grase în sensul în care îți lasă pelicula aceea de grăsime pe brațe, pe corp și nu te simți confortabil, doar că mă refer că sunt foarte, foarte hidratante. În schimb, am observat ceva. La o oră după ce mă dădeam cu această cremă, aveam un miros ciudat pe corp. Mirosea și parfumul cremei, dar mai era încă ceva ce tot îmi displăcea. Și m-am uitat la o tipă din America pe YouTube, care e nebunită cu Bath & Body Works și are nu știu câte produse, și spunea de cremele acestea de corp în varianta aceasta, cu toate, la toate mirosurile, că lasă un miros ciudat pe corp. Deci nu sunt singura care a sesizat acest lucru, motiv pentru care o să rămân la loțiunile mele și n-am să mai cumpăr sub această formă de cremă hidratantă. De la Duru, apă de colonie, aceasta cu lămâie, mi-a plăcut foarte mult. Era așa și cu spray, cred că o să păstrez sticluța aceasta, să o folosesc pentru alte lucruri. Lady Comfort, niște paduri pentru încălzirea zonei acestea, când, pentru perioada aceea lunii, când ai dureri, le lipești în zona asta și ți încălzesc și te ajută cât de cât. Nu știu dacă m-am exprimat cum trebuie, deja simt că am obosit pentru că filmez de 17 minute. Pasta mea favorită de dinți, Blackwood Splat, a mea și a soțului. Eu nu o folosesc tot timpul pentru că am dinții ceva mai sensibil, dar el o folosește non-stop și îi place foarte mult. Are un gust foarte diferit din pricina inul porului. De la Isana am avut tot așa o cremă pentru ochi, Age Performance. N-am văzut nicio performanță, să fiu sincer. Adică, nu știu, a fost o cremă normală, a hidratat cât de cât, dar nu că mă așteptam acum să-mi dispară ridurile peste noapte, pentru că atât ce s-au format ele nu o să mai dispară, dar mă așteptam să văd cât de cât o netezire, o umplere, o ceva, nu. Este un produs care nu a făcut absolut nimic în afară de faptul că a hidratat, deci n-are nicio legătură cu Age Performance. De la L'Occitane am avut o monstră. Morala zilei, dacă vă doriți să filmați cu camera din față vloguri, videouri, nu vă cumpărați Samsung S20, nu știu de ce, nu focalizează deloc pe camera din față, deci am observat asta de fiecare dată. Este o cremă, aceasta a fost travel size, aș putea să spun, de la L'Occitane, Aqua Creme Ultra Thirst Cream, ceva cu aqua. Nu s-a potrivit tipului meu de piele, mi se părea că îmi lasă pielea mult prea grasă și mult prea lucioasă. Mie îmi place genul acela de ten puțin glowy așa, dar mi se părea că de la asta îmi lucea mult prea mult fața. Nu cred că este un produs care mi se potrivește mie personal, dar cred că este un produs bun pentru persoanele care au un ten foarte uscat. De la Cellpack, șervețele, de fapt hârtie igienică umedă, aceasta era pentru copii, nu mai știu exact la ce mirosea, avea un miros fresh oricum, mi-a plăcut, a fost foarte bună. De la Facel, aceste prote slip-uri, le-am cumpărat tot așa din Rossmann. Eu nu folosesc prote slip-uri zilnic, dar după perioada menstruații, în ultimele zile ați observat că este nevoie de așa ceva pentru că mai sunt anumite scurgeri și au fost foarte, foarte ok, mi-au plăcut, o să le mai recumpăr. Mai am absorbante Always, nu mai știu câte bucăți,
Sunt 16 bucăți aici. Am mai fost și în... Cred că le-am mai arătat odată, le-am avut... Le-am mai avut toată în video ăsta, deci au fost două pachete în total. De la Bath & Body Works, acest săpun de tip spumă, Warm Autumn Glow. Deci, chiar mirosea a toamnă, chiar mirosea a o toamnă, o toamnă caldă, a frunze, a... Deci dacă miroși acest săpun și îți închizi ochii, te gândești direct la toamnă, că mergi exact cum este acest desen. Deci exact la asta te gândești. Dacă îl miroși, imaginea aceasta ar trebui să o ai în minte. Eu cel puțin așa am, dar mă rog, eu sunt și obsedată cu mirosurile, poate și de aceea. Dar foarte bune săpunurile acestea de la Bath & Body Works. Păcat că sunt atât de scumpe, pentru că îmi plac foarte mult și le-aș recumpăra de fiecare dată. Și am mai cumpărat, ați văzut că am avut un haul de curând. Listerine, această apă de gură, fără alcool. Foarte bună și aceasta. Este apa mea favorită de gură, pentru că nu simt că iau foc atunci când o folosesc. Nu mi-arde gura, ceea ce îmi place. Aici am avut o mânușă din această exfoliantă. Nu mai știu, am luat-o dintr-un magazin de produse coreene. Și nu prea am putut să o folosesc, de aceea am întors-o pe partea cealaltă. Pentru că este extrem, extrem de abrazivă, deci nu mi-a plăcut. Am folosit-o pe partea aceasta pentru că era mai fină. Și în același timp avea și un miros ciudățel, așa, indiferent cât de mult am spălat-o, tot a rămas cu miros. Motiv pentru care am ales să o arunc, pentru că nu mai folosesc, ce sens are să o țin. De la Pharmacy Brown Sugar, un scrub pentru corp cu zahăr. Da. Este bun produsul, dar nu vi-l recomand vara. Este foarte dulce, deci miroase exact a zahăr ars și a vanilie și nu, mie nu-mi place acest gen de miros pe timp de vară. Mi se pare mult prea mult. Dacă vă plac parfumurile dulci chiar și vara, cred că ați putea foarte ușor să îl cumpărați și pe acesta. Cred că ar fi ok, dar eu nu sunt cu parfumurile dulci chiar atât de tare. Nu-mi plac chiar atât de mult. De la Bath & Body Works am mai avut un spray de corp Forever Red, care când l-am cumpărat nu mi-a plăcut. Deci am început să-l folosesc într-o vară târzie și nu-mi plăcea. Anul acesta l-am folosit pe timp de primăvară până la început de vară și mi-a plăcut. Deci încă o dată mi se confirmă faptul că dacă nu-ți place un produs cu miroase, este posibil să nu-ți placă pentru că nu se potrivește cu anotimpul în care ești. Cum a fost și cu acel scrub, adică iarna mi-ar plăcea foarte mult să simt ceva cald, ceva gurmand, dar nu pe timp de vară. Deci, cum spuneam, nu mi-a plăcut, după care mi-a plăcut. Tot de la Bath & Body Works am o lumânare care, săraca, am încercat să scot ceara, să o folosesc în alte scopuri, astfel încât să nu pierd produs, dar nu mai merge folosită, nu mai miroase. Pacific Ocean Air, așa se numește, miroase a ocean, miroase a verde și miroase a pin, motiv pentru care, v-am spus într-un video anterior, a făcut parte din favoritele verii, vă las un link către acel video. Dar se potrivește foarte bine și pe timp de iarnă, din cauza că are acel pin și pinul mă duce cu gândul la iarnă și la sărbători. Este o lumânare care poate fi folosită atât vara cât și iarna, adică două extreme, când e foarte cald sau când e foarte frig. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ups, a picat ceva. Trecem peste. Ce avem aici? Un șampon de la Herbal Essences cu aloe și cu bambu. Așa arată, nu știu dacă se găsește acest brand, parcă îl văzusem în România pe import direct, nu știu să vă mai spun sigur, l-am văzut undeva, nu mai știu unde. Mă rog, nu acest gen, adică brandul mă refer. Normal și-a luat soțul meu pentru că își făcuse tratament cu keratină la păr și trebuia să folosească ceva fără sulfați. Nu i-a plăcut, i-a făcut mătreața, așa că a ajuns la mine, a trebuit să-l folosesc eu și nici mie nu mi-a plăcut pentru că nu simțeam că mă spală. Mirosul e ok, e un miros fresh, de vară, cumva verde, trece cu gândul la ceva foarte verde.
Dar nu mi-a plăcut. Deci nu, eu am nevoie de ceva mai mult de atât ca să-mi simt părul curat. Nu o să fie un produs pe care o să mai recumpărăm. De la Nivea un deodorant Pearl and Beauty. Mai puțin acesta, cred că mi-a plăcut mirosul. Da, nu mi-a plăcut mirosul, are un miros foarte, foarte pudrat. Mie nu-mi plac mirosurile pudrate. Dar el ca și produs a fost un ok, m-a protejat, este cu aluminiu, folosesc pentru de vară aluminiu pentru că n-am ce să fac, transpir ca orice om, dar folosesc când plec undeva, când stau acasă totuși pot să mă spăl dacă transpir, așa că folosesc ceva fără aluminiu. Hârtie igienică umedă, minis, pentru copii, le-am folosit eu, au fost ok, nu mi-au plăcut deloc cu miros, dar asta este o altă poveste. Palmolive Naturals cu ulei de macadamia și cu cacao. Foarte mult mi-a plăcut acest produs. Foarte hidratant, foarte cremos și scrie și aici că este cu lapte hidratant. Am văzut că l-au pe parfum o parcă și mirosul a fost a... Deci miroase ca acela cu orhidee, acela cu mov, este unul tot așa cu... un gel de duș de la Palmolive, alb, dar cu etichetă cu ceva mov. Miroase ca acela combinat cu ceva cacao, cu ceva cald. Eu l-am folosit pe timp de primăvară pentru că am foarte multe geluri de duș, nu mai reușesc să le termin. Mi-am cumpărat foarte multe și... Eu normal folosesc pe cele fresh vara și așa și mai departe, dar acesta l-am folosit primăvară-vară, chiar dacă are un miros foarte... Nu neapărat gurmand, dar oricum pe care l-aș vedea mai mult pe timpul rece, dar mi-a plăcut foarte mult produsul. Deci produsul, oh my god, dacă aveți piele uscată, vi recomand. Un exfoliant pentru corp de la Evoluderm cu ulei de mânoi sau ceva de genul acesta. Nu mi-a plăcut nicio culoare acest produs, a fost o apă chioară. Ziceau ei ca un nisip. Eu nu m-am gândit atunci nisip în scrub, adică ok. Pot să mă duc să iau și nisip de la Manu Mare să mi-l pun în ceva și să mă dau cu el pe corp, dar în fine. Mirosul a fost oribil, miroase exact ca spray-ul acela Right pentru muște, deci nu glumesc, miroase spray Right pentru muște. Nu a exfoliat absolut deloc, dacă îl vedeți pe undeva, stați departe, fugiți, nu face absolut nimic, deci sunt niște bani aruncați la gunoi. Mă rog, l-am folosit pe picioare, doar nu puteam să-l arunc cu tot cu produsul ăsta, asta îl folosesc pe unde pot. L'Oreal Men Expert Black Mineral, gel de duș pentru bărbați. Soțul meu a fost foarte încântat de acesta, mi-a spus că i-a plăcut foarte mult și că să-i mai cumpăr acest brand L'Oreal Men Expert. De curând au apărut și la noi, cred că de câteva luni, dar a fost foarte mulțumit. Head and Shoulders pentru bărbați, cu miros Old Spice, îi place foarte mult, cu șamponul acesta a fost singurul care l-a scăpat de mătreață, chiar dacă am încercat branduri mult mai scumpe. Eu am terminat aceste Elsev cu 6 tipuri de ulei, mi-a plăcut destul de mult, a fost un șampon ok, aș putea să spun. Dacă n-aș avea ce altceva să cumpăr, probabil l-aș mai recumpăra, dar nu să mă duc special pentru el la magazin să-l cumpăr, nu mi-a plăcut atât de mult. De la Zara din Tobacco Collection, soțul meu a terminat acest, nu știu dacă e EDT sau EDP, EDT, deci apă de toaletă, acesta s-a numit Rich Warm Addictive, mi-a plăcut foarte mult și este un parfum pe care l-aș vedea cumva unisex, adică ar putea foarte ușor fi folosit și de către femei, numai de către bărbați, are un miros. Cum spune aici, Rich Warm Addictive, e ceva cald, e ceva clar pentru anotimpul rece și l-a ținut foarte mult, deci cred că un an, doi ani, de 2 ani îl are și l-a folosit ceva și abia dacă s-a terminat, la un moment dat se plictisește și că nu se mai termină, atât să mai încep și eu altceva. O acetonă de la Shellale, aceasta micuță cu parfum, a fost ok, acetonă. Încerc să iau ce au mai rămas mai mari și apoi să trec la cele mai micuțe. Aici am avut un săpun de la Talia All-in, foarte frumos ambalajul. Se deschidea așa, l-am mai arătat eu într-un alt video. Deci cam așa arăta ambalajul, foarte frumos. Și miroase fix a alien, a parfumul alien.
Ceea ce eram foarte curioasă să aflu era dacă atunci când îl folosesc prinde mirosul acela specific de săpun, dar nu, chiar miroase în continuare a parfumul Alien și îți lasă și un pic de miros pe mâini. Nu extraordinar de puternic, dar se simte după ce te speli. Adică dacă îți duci mâna la nas, cu siguranță simți miros de Alien. Un deodorant de tip cremă de la Deotac. Nu este terminat acest produs. Este sub formă de cremă. Are aici un orificiu pe unde ieșea crema și o întâi dai cu mâna. Nu i-a plăcut nici soțului meu, nu mi-a plăcut nici mie. I-a pătat hainele, lăsa urme albe pe toate hainele și foarte greu ieșeau acele urme albe. Plus că i-a provocat iritații la supraz, deci este un produs de care noi o să stăm departe. Nu o să-l mai cumpăr cu siguranță. Din DM am avut o cremă de mâini cu un deșea și cu pistaciu fistic. Aceasta este de la brandul Natur Cosmetic. Aici este scris brandul, dar nu focalizează de niciun fel. Deci cum este descrisă această cremă? Să încep cum este descrisă, pentru că asta este foarte important. Este descrisă ca fiind o cremă foarte hidratantă, ceea ce nu este deloc. Este o cremă normală de mâini. Dacă ai mâinile foarte uscate, nu o să facă absolut nimic decât să-ți hidrateze foarte, foarte puțin. Atunci când nu ai mâinile uscate și doar vrei pur și simplu să te dai cu ceva pe mâini, este ok, dar nu este o cremă puternic hidratantă, adică cremele de la L'Occitane fac de 1000 de ori mai bine. Nu o să o mai recumpăr pentru că nu mi-a plăcut nici mirosul. De la Altera din Rossmann este un săpun cu ghimbir și cu verbină. Mirosea destul de bine cutie, când îl folosești pe corp nu prea mai miroase a nimic, dar asta este. Oral-B, ață dentară, aceasta Essential Floss, este preferata mea pentru că este foarte subțire și intră foarte ușor între spațiile dintre dinți. O periuță de dinți de la Banat, care părea a fi din lemn, dar de fapt era un fel de plastic, de foarte proastă calitate această periuță de dinți, cu siguranță nu o să o mai recumpărăm, soțul meu a luat-o, a cumpărat-o el. De la Aromatica, măcar pe acesta să-l focuseze. Am avut o cremă de curățare pentru față cu infuzie de trandafir. Mi-a plăcut foarte mult această cremă de curățare, dar mirosul e superb, chiar miroase a trandafir. Doar că este foarte scumpă și deși mi-a plăcut foarte mult, cunosc produse mult mai bine decât acesta la jumătate de preț, așa că nu cred că o să mai recumpăr, dar poate am să cumpăr acest produs dacă vreau să plec în vacanță și vreau să-mi iau un travel size cu mine, atunci da, mi se pare ok, pentru că nu toate produsele au variantă travel size. De la Mizon am avut această cremă cu extract de melc. Mai puțin să o scot și din, că am păstrat și cutia, așa arată. Așa. Este o cremă destul de bunicică. Cred că aș recomanda-o persoanelor cu tenul gras pentru că hidratează, dar nu îți lasă sub nicio formă, niciun tip de peliculă pe față. Mi se pare că se absorbe foarte repede și apoi pielea devine destul de mată, ceea ce nu e tocmai ce-mi doresc. Eu vreau un pic de glow, dar nu vreau nici să lucească fața să mă vezi de la un kilometru. Normal ar trebui să fie o cremă reparatoare, nu cred că este, pentru că aveam un semn de la un coș pe undeva pe aici și chiar dacă am folosit-o 3-4 luni, nu mi-a dispărut acea pată, deci nu știu ce să zic din acest punct de vedere, poate trebuie folosit-o o mai lungă perioadă de timp, nu doar 3-4 luni, poate trebuie să folosești un an sau 6 luni sau habar n-am. De la Sephora am avut o mustră cu acest cleanser pentru față, de la Youth to the People, cu kale, green tea și spinach. Eu am auzit foarte multe lucruri despre acest cleanser pentru față pe internet. Numai lucruri bune și era foarte lăudat. Am încercat această mustră. Să vă spun sincer, n-am văzut absolut nicio diferență, nici textură, nici miros, nici cum îți lasă fața, nici ba chiar mai mult mi-a uscat un pic fața.
Deci nu cred că aș da nu mai știu câte sute de lire pe un cleanser de acest gen, din punctul meu de vedere, nu cred că și-ar merita banii. Mă rog, este totuși o mostră, adică poate că dacă îl folosești o lungă perioadă de timp vezi ceva, dar eu din acea mostră n-am văzut nimic. De la L'Occitane am avut această apă esențială, de la Immortelle, prestigios, franceză, deși am făcut franceză, nu mai știu o iotă. Nu mi s-a părut să facă nimic, în afară de faptul că hidratează, dar oricum eu mă dau cu multe lucruri care îmi hidratează pielea, nu este un produs pe care eu l-aș cumpăra. De la Benton, tot un produs de origine coreană, este această cremă cu extract de melc. Mi-amintesc că mi-a plăcut această cremă și am spus că dacă nu am alte variante, probabil o să o cumpăr pe aceasta. A fost hidratantă, s-a absorbit destul de bine în piele, mi-a lăsat și acel glow pe care mi-l doresc eu, deci este un produs pe care poate o să-l cumpăr. Poate, pentru că sunt foarte multe produse pe piață acum și, sincer, de multe ori nu știi ce să mai cumperi. De la Village Factory, tot așa, un brand corean. Nu mi-a plăcut această cremă pentru că este o cremă normală, poți să o cumperi și cu 20-30 de lire de la o drogherie. O cremă hidratantă și atât, nu nimic ieși din comun, nu niciun ingredient activ, absolut nimic. De la Misha, Blank, Perfect Blank, un BB Cream Brightening. Așa arată. Nu mi-a plăcut, nu s-a potrivit cu tipul meu de ten, era foarte vizibil și ce BB cream că era aproape ca un fond de ten, poate chiar mai rău acoperat decât un fond de ten. Iar eu nu caut asta pentru că nu-mi place senzația aceea să mi se vadă fond de ten pe față. Se părea că era foarte evident faptul că sunt dată cu ceva, motiv pentru care nu o să cumpăr acest produs. Și aici mai am decât atât am rămas din produs pentru că nu vine cine știe ce ambalaj. Era un săpunel, o să vă las pe aici pe undeva imaginea cu acesta. De la Organic este handmade acest săpun și miroase foarte, foarte bine. Al doilea ingredient după apă era glicerina, ceea ce înseamnă că este un produs foarte hidratant. Dar se consumă și foarte repede. Toate produsele care au, din ce am observat eu, foarte multă glicerină sau glicerina între primele 3-4 ingrediente de pe listă, atunci acelea se duc foarte repede. Dragilor, am terminat cu acest video, cred că sunt aproape 40 de minute. Dacă ați rămas și până acum cu mine, vă mulțumesc foarte tare, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost și de ajutor acest video. Și nu uitați să lăsați părerile voastre în comentarii dacă ați folosit vreunul din aceste produse, dacă v-a plăcut, dacă sunteți de acord cu mine, dacă nu sunteți de acord cu mine și așa mai departe. Vă îmbrățișez, o zi cât mai frumoasă să aveți!